Nume, Ilieș Vasile Mirel, 22 de ani, ajutor de bucătar. De ce am venit aici? Să mă simt bine, să fac ceea ce îmi place, ceea ce iubesc și să capăt experiență nouă. Pe seara să vă voi pregăti egg roll, în aroa de foietaj. Uitam la niște food plating, ceva de inspirație și am văzut la un moment dat o poză, mi-a plăcut și am zis hai să încerc. Unde e cel mai bun moment să încerci? Decât la șef la cuțite. Poate să fie ori bun, ori prost. De impresionat, tot te impresionez. Pasiunea mea pentru gătit a pornit de la o vârstă fragedă. La 18 ani, maică mea mi-a pus în față ce vrei. Școala de șoferi sau meseria care îți place ție, bucătar. Toată vara am stat în practică. Mie mi-a plăcut maxim în practică. Mulți se plâng că, bai, cu bucătăria e greu. Nu, trebuie pur și simplu să-ți placă. Dacă nu-ți place, tot degeaba. Pentru mine este o realizare foarte mare că am ajuns aici. E dovada și pentru mine și pentru mulți care mi-au zis că nu îți de meseria asta la început, să-mi dovedesc și să le dovedesc că s-au înșelat. Că e numai o etapă din viața mea și că pot mai mult de atât. Nu mai, bă, lasă-l. Mai da numai în el, bă. Să vezi ce-ți fac, Florică. Dar nu te aștepta o găleată cu gheață. Te-am adus rom. Lasă, că nu mai ține nici cu rom. Pentru că te iubesc. Ți-am adus romul nostru pe fără. Da, ce drăguț ești. Pune-l jos. Ah, mi s-a lipit asta de spate. Noi și pirații. Ce-i acum? Desert. Ce-i acolo? Desert. Nu e desert. E cu ceai. Japanese style? Stai să vezi acum. Ia să vedem. Frățică. S-a trecat cu șmeciște. Hai, mă, că acum nu mai contează cu purceluși. Hai, trebuie să vedem. Ce purceluși, mă? Omletă în foaie de plăcintă. Fii atent. Băi, nu cred. Da, mă, e un alt fel de... Pă, bune, numește... e cu omletă, nu vezi cu... Nu e, mă, e un alt fel de chișlă, ha? Hai că desfac una, derulez una, să vedem cum e. Omletă, mă. Omletă. Cu bacon. Și bacon. Un alt fel de omletă, Cătăline. Da. Am văzut omletă în toate felurile. Da, bă, așa? Așa, niciodată. Mă jur, niciodată așa. Oh. Hai, tati, zi. Cât să te ducă capul, mă, să bagi omletă într-un... N-ai cum să te ducă capul să faci așa ceva. Deci niciodată în viața asta cred că nu mi-ar fi trecut prin cap să fac așa ceva. Niciodată. E imposibil, mă. Imposibil. Deci e un spring rolls cu omlete. Mă, e bun. Atât. Stimați iubitori ai mâncării românești, aveți în spatele acestor uși o bucătăreasă foarte inventivă. Așa ceva. Auzi cum se aude? E prima oară când văd așa ceva. Ei, vă ajunge un bărbat plictisit. Nu, eu cred că e un bucătar de la micul dejun sătul să fac omlete individuale. Și a zis, îmi bag picioarele, le trag în foaie de plăcintă, vi le tai, serviți-mă și lăsați-mă, dragul, în pace. E fan ouă, băi. Dacă e fan ouă, înseamnă că o să vină unul care e cât dulapul, merge la sală, un fel de The Rock, așa știu. Bagă 60 de ouă pe zi. Votăm? Hai să votăm. Incredibil. Îl aș pune pe băiatul ăsta să-mi bage ciorba în ceva. Să transforme. Trebuie să fie bărba plictisit. Mirel? Mirel? Rădui, da. De unde ești, Mirel? Timișoara. Mai puțin cu fotbalul, mai mult cu bucătăria. Mai mult cu ouăle. Cu ouăle, de fapt. Să fie primit. Cum adică să fie primit? Ai făcut teologia? Nu. Ai zis să fie primit și cu barba asta, așa și mai... Nu, teologia n-am făcut-o, barba asta o port pentru că îmi place. Și că îmi stă bine, adică să fiu serios. Totuși. Mirel, ce cu ouăle în general? De unde obsesia? Eu sunt atât de curios în mintea lui cum s-o chema preparatul ăsta. Egg roll în foietaj, practic. Egg roll în foietaj? Da. Adică rulou de ou în foietaj. Da, da și da. Cu suspris, da, că e în foietaj. Da, da și da. Ce să fie? Da, ce să fie?
Ai pus ceva nou? Da, brânză și șuncă. Ți-e cald? Ți-e cald? Ți-e cald? Da. Vrei să te răcorim? Stai ce. Am cea mai proastă culă. Gata, mă, picioarele, ce m-a apucat cu apa. Gata. Gata, așa. Uite că s-a făcut. Deci ziceați de mine cu teologia, dar cine a făcut botezul în secunda asta? Ați renunțat la Buseoc de aici? Vii prima oară la noi, trebuie să fii botezat. Într-un fel sau altul. Păi și slujba unde-i? Aici, acum ați aici. Aici, asta e slujba. Mirel, din care echipă ți-ai dorit să faci parte? Printre voi există un mega fan mare dulce. Eu și el. Deci te trec la mine. La tine. Super! Te rog, cap de listă, dacă se poate. Băiețul meu aduce aminte pe Ramon? Da. Nu mă, l-avea haz. Arăta mai bine, Mirel, dar... Arăta, dar încă eu sunt aici. Încă nu am dat colțul, desigur. Eu știu ce-au votat și de asta. E? Ce-i asta? Nu știu. O știe și atât, dar o știe. E o poveste mult prea complicată, să înțeleg. E fan, e mișto. Eu cred că am înțeles acum o treabă asta. Tu ai devenit fan acestei mișcări, care e doar o mișcare ciudată așa, adică faci, îți acoperi privirea să te lași manipulat. Fie. Și tu ai descoperit treaba asta doar ca să-i manipulezi pe concurenții sub o anumită vârstă, să vrea toți la tine în echipă. N-ai fi de bătrân. Adică, babă deșteaptă ce ești. Umbli cu de-astea pe aici. Umbli cu de-astea pe aici, pe la puștilice ăștia. Ești că le dai bomboane. Da, bomboane, le dai, ok, poți să-mi dai bomboane, nu. Ăsta mic e cu bomboanele. Mirel, fii atent prima bomboană. Dai vreun live. Prima bomboană. Vezi că ți-o scăpat. Da. Mirel. Dar nu, tot ce, că-i picat pe lângă un pic. S-a scurs. Mirel, să știi că am mâncat cu lucernă. Am mâncat noi fân. Am mâncat și fân. Bă, da, omletă în foietaj. Nu, de fapt, sunt foi de plăcintă. N-am auzit-o pe asta. Încep să nu mă mai mir de nimic. Am impresia că am trăit degeaba până acum și nu știu absolut nimic. În momentul în care am văzut farfuria ta, primul gând a fost că este un băiat foarte neserios. Ceea ce ești. Un băiat care are niște așteptări altfel de la viață, ceea ce ai. Și care nu prea pune preț pe bucătăria clasică, ceea ce faci. Dar ai vrut tu să inventezi apa caldă acum, știi? Și ai scos omleta de unde ai scos-o și ai băgat-o într-o foaie de plăcintă. Nu prea avem nevoie de genul ăsta de oameni pe aici. Nu ne plac oamenii manipulabili. Serios. Oameni care fac ce le spunem noi. Nu oameni care sunt împotriva firii, așa, știi? Mai trebuie și din ăștia. Hai, drept. Deci, matematica, deci 1 cu 1 cu 2. Băi, aritmetică. Nu cred. Omule, ai luat un cuțit. Bă, cum vorbești, serios? Da. Ia-i-l înapoi. La 2 mergi, la 1 pleci. Nu mă lasă până la el, de bine. Bravo. Deci mai e nevoie de o de da, tati. Ai grijă. Ăsta e un motiv că tot ce am făcut până acum a meritat. Și mai e dovada că e clar că îs bun până la urma urmei. Alo, ce nebun. Da, să știi. N-are toate țiglele pe casă.